Informarea meteorologică a fost emisă pe 22 ianuarie la ora 5 și este valabilă până miercuri la ora 14. Meteorologii anunță ninsori consistente și vânt puternic. Ninsorile vor debuta mai întâi în sud-vest și ulterior se vor extinde în munții Banatului, în Carpații Meridional, nordul și vestul Olteniei, sudul Banatului, precum și nord-vestul Munteniei. Ninsorile vor fi moderate cantitativ, iar stratul de zăpadă nou depus va fi consistent. Vântul se va intensifica în zonele montane, mai ales în munții Banatului, apoi îndeoseb pe crestele Carpaților meridionali și va avea în general viteze de 65-80 de km pe oră, viscolind ninsoarea și determinând diminuarea vizibilității. Începând din noaptea de marți spre miercuri și în cursul zilei de miercuri, în regiunile vestice, sudice, sud-estice vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ploaie, favorizând formarea poleiului. O activitate ciclonică aferentă Mării Mediterane. Și ca urmare, precipitațiile se vor înmulți începând cu noaptea de luni spre marți, vor aborda precipitațiile partea de sud-vest a țării, iar marți și miercuri temporar vor fi din nou precipitații în cea mai mare parte a țării. Vor fi mai ales ninsori pe parcursul zilei de marți, dar din nou în partea de sud și de sud-est a țării, în zona de câmpie din sud și din sud-est, vor fi mai ales ploi și lapoviță. În dimineața zilei de marți, chiar -10, -12 grade în zona Moldovei. ANM a emis și buletinul evoluției valorilor termice pentru intervalul 21 ianuarie-3 februarie 2019. Intervalul debutează cu un regim termic apropiat de cel climatologic specific, cu maxime de 1 până la 4 grade și minime între -5 și -3 grade. Apoi, până spre data de 28 ianuarie, sunt anticipate temperaturi peste cele normale în ultima decadă a lunii ianuarie. Un ecart mediu diurn între 4 și 8 grade și nocturn între -1 și 3 grade. Totodată, la peste 1800 de metri altitudine, pe crestele din Buceci și Făgăraș, este risc însemnat de producere de avalanșă. Un factor de risc îl reprezintă depozitele de zăpadă din zona adăpostite. Pe pantele suficient de înclinate, declanșările de avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii sunt posibile chiar și la supraîncărcări slabe.